Și pe unde mergi? Știi peste cine ai dat? Peste cine? Să înțeleg că ești nouă pe aici. Mă numesc Melissa și sunt regina acestei școli. A, e clar aici. Eu mă numesc Sophie. Dar ei cine sunt? Hai să ți-i prezint. El este Cristian, iubitul meu. Nu! Iar el este Robert, cel mai bun prieten al meu. Iar el este Dani. Mai multe nu pot să spun despre el. Și nu mai am pe cine prezenta. Melissa, termină! Suntem un cuplu atât de frumos, nu-i așa? Da, să vedem. Sophie, nu mă atrage atenție. Noi așa pe toți îi primim, dar nu toți rezistă. Dar după cum văd, ești cu caracter. Hai să mergem. Așa. Acum, hai să ne cerem scuze de la Sophie. Melissa, tu acum serios? Destul de serios. Cer scuze, Maria ta. Ați terminat? Da. Mulțumesc. Pot să iau loc? Poftim. El este prințul negru al acestei școli. Și? Și. Melissa a pus de mult mâna pe el. Dar tu cine mai ești? Unul dintre ei? O să mă cunoști pe parcurs, Mateu. Ai cele mai bune idei, dar eu zic să mai așteptăm puțin. Sophie, ia spune-mi, cum era în școala ta veche? A fost bine. Și nu e aproape așa că nu te auzi să ne discutăm. Îți place la noi?
și urma să-ți placă cu așa prietenă ca mine? Acum eu propun să plecăm. Stai, eu am altă idee. Eu propun chiar acum toți să plecăm. Mereu ai cele mai bune idei. Sofie, plecăm. Hai să plecăm. Să plecăm. Pa, Sofie. Pa, pa. Poate-mi permit să trec? Treci, dar să știi că nu-ți va fi viața miere în această școală. Înțelegeți că eu nu sunt toți și eu nu o să tac, iar toate secretele voastre vor ieși la iveală. Domnișoară detectiv, ce vrei să afli? Că nu ai venit pur și simplu în această școală. Nu e treaba ta. Oricum, cine a făcut-o se va răsplăti. Ce faci? Totul bine? Totul bine este în această școală. Foarte bine. Vezi, ai grijă că sunt aici persoane care ar putea să-ți facă rău. Și cine, de exemplu? Cristian, de exemplu. Așa că ține-te mai departe de el. Dar nu era cumva iubitul tău? Da, dar te prea întâmpin doar. Ce crezi? Că dacă ai venit în școala noastră, vei obține totul? Nu ești de nivelul nostru, dragă. Pe Melissa o scot din listă. Este prea bună. Dar iată, Cristian ar putea fi. Unde e Cristian? De unde să știu unde-i? Îl urmăresc cumva? Ar cam trebui. Numai să nu fie cu sărăntoaica aia. Uite-o! Credeam că ai dispărut, aflat că nu. Cred că v-am lipsit mult. Hai, băieți, ne calmăm. Hai, Melissa, de parcă nu ți-ar plăcea. Pardon. Cei ce citești? Ce pot să înțeleg eu? Mă uit la desene. Ce știi despre nouă fată? Melissa, prea multe informații pentru azi. Ai grijă cu Melissa, nu e așa cum pare. Opa! Poate avem un cuplu nou? Se potrivesc rău de tot! Eh, băieți, aveți atâta dreptate! Ce vrei să spui prin asta? Prin ce? Știi tu! Spune tot ce știi! Am nevoie de orice informație! Ce vrei să spui? Nu ți-a spus nimeni că nu trebuie să te bagi în discuții străine? Cred
crezi că el ar fi în stare să facă ceva rău? El nu e așa de rău cum pare. Dar când am venit, ei își băteau joc de tine, inclusiv și Cristian. Dacă n-ai observat, el doar privea. Nu contează, el a participat. Așa se întâmplă cu noi toți, cei noi sau cei săraci care vin în școală. Dar tu de ce categorie faci parte? Nu are importanță. Ce mă bucur că am găsit cineva ca mine sărac, care nu are buzunarul plin și zero educație. Cred că e timpul să mergem în clasă. Eu, Melissa, după pereche, vă invit pe toți la o mică petrecere. Ce ziceți? Melissa, mulțumesc, dar eu nu voi veni, pentru că mie nu-mi plac petrecerea asta. Cum așa? Dar pentru mine, doar pentru mine să vii. Ok, voi veni. Nu pleci pe ei. Melissa, tu doar știi că nu-mi plac petrecerea. Eu nu te-am întrebat. Ce păcat că toți cei care au plecat de la noi în școală n-au înțeles glumele noastre corect. Glumele tale? Nu, glumele noastre. Pentru că tu le gândești, dar cine le efectuează? Noi. Ei, ce gândire am eu? Acasă. Doar știți că părinții mei mi-a făcut cadou un telefon. Cu un sunet foarte puternic. Așa că eu o să pun muzică. Cred că e un semn să dansăm împreună. Eu nu dansez. Cei mai săraci. Cum ne comportăm? Știi tu, poate vă face plăcere. Nu ești de nivelul nostru ca să înțelegi. Vrei să spun de ce? Pentru că doar așa primiți atenția pe care o doriți. Sunteți niște copii bogați, care au de toate, doar atenție nu aveți. Asta ce a fost? Melissa, a fost doar un dans. Lasă-mă. O să-ți pară rău.
ce mă mai așteaptă azi? Dar unde sunt toți? Te aștept în clasă, pupici, anonim. Strand. Care scria, te aștept în clasă, pupici, anonim. N-o să-ți vină să crezi, eu am primit același mesaj. Ceva nu miroase bine aici, mai bine să plecăm. De acord. Nu pot să înțeleg, Mateo, cum poți să fii așa de calm? Crede-mă, nu este pentru prima dată când mi se întâmplă asta. Vrei să zici că au făcut ei ceva? Păi nu cred că ușa s-a închis de la sine. Lasă, nu faci pe deșteptul. Mai bine hai să ieșim de aici. Nu vei ieși de aici până ei nu și vor duce planul până la capăt. A făcut asta. Dar cine oare? Melissa, Cristian, Robert, Dan? Au mai făcut asta și cu o fată care a fugit fără să-și ia lucrurile din această școală și nu s-a mai întors niciodată. Dar ce i-au făcut? A fost închisă pe toată noaptea în școală. Nu pot să cred. Cine a fost cu ideea? Asta nici până azi nu se știe. Dar de ce te interesează? Am eu problemele mele care trebuie rezolvate. Știam că ascunzi ceva. Nu în zadar a venit în această școală. Și de ce crezi asta? După cazul de anul trecut, sora fetei a primit un loc la buget în școala noastră. Și după cum văd, ești tu. Și când ți-ai dat seama? Nu contează asta, contează ceea că te-ai băgat într-o gaură din care n-ai scăpare. Oricum o să aflu cine a făcut-o. Ai grijă că ce se întâmplă acum este un nimic. Și dacă toți suntem aici, vreau să-ți spun ceva. Eu sunt foarte bogat. Și tu, tot acest timp, m-ai mințit? Nu te-am mințit, doar nu ți-am zis. Alarmă de incendiu! Deschide! Deschide! Gata! Și pe prietenașul ei. Te bagi tu? Desigur. Acum că dați-vă de treabă, termin eu. Prințul negru? Nu e de mirare. Cine putea fi dacă nu el? Nu cred că el a fost. Nu înțeleg de ce ții apărare atâta. Cum ți-a părut evenimentul de dimineață? Să știi că am depus foarte puțin efort pentru a face un plan atât de bun. Tu ai fost? Nu m-am așteptat de la tine la așa ceva. Draga mea, încă multe te așteaptă. Să nu te mai văd pe lângă Cristian, m-ai înțeles? Asta-i tot? Gata?
Nu mă sperii tu pe mine cu așa ceva. Poate vrei bani, cât îți trebuie. Dar ce sărăcie ai pe tine, îți trebuie toți banii mei. Melissa, nu-i poți cumpăra pe toți. Acceptă asta. Cristian, vreau să-mi cer scuze pentru că te-am învinuit pe nedrept. Scuze acceptate. Vezi cum se uite Melissa la ei erat? Taci, că nu am chef de asta acum. Boys on the street, like that will make you a winner. I don't believe what I see. Te-am preîntâmpinat doar, să nu te apropii de el. După cum am observat, nu prea se trage la tine. Ești sigură? Thinking you're so bold, but I are is unaware. Walk up, relax. Îți place cumva de sănătoaică ce? Ai încredere în mine, e doar un plan. Vă pare cumva amuzant? Repede-ți luat cartea! Mai bine ți-ai călmat iubitul! Ce pot să spun? Sunt un actor prea bun. Pai, iubitule! Nu sunt iubitul tău, recunoaște asta! Miroase asta ești, nu se pare! Cred că e de la Melissa. Așa se va învăța minte ce trebuie de făcut în școala aceasta și ce nu. Was coming over, that would be a problem. Yeah. If our friends knew undercover love, and they would try to. Cine a făcut asta? Ui, draga mea. Ți-am zis să te ții mai departe de Cristian și Melissa. Eu bătută nu o să mă dau și o să le bag în cap că toți suntem egali și o să mă răsplătesc pentru sora mea. Pentru cine să te răsplătești?
Am auzit că Sofie vrea pentru cineva să se răsplătească. Oare ce-a mai pus la cale fata aceasta? Sofie, cum ți-a părut noul tău accesoriu, scaunul? Dragi colegi, a fost un gest foarte frumos. Vă mulțumesc! Fata aceasta e cu caracter. Din nou planul nostru a ieșuat. Avem nevoie de ceva mai bun. Poate închidem și pe ea toată noaptea de școală? Nu, mai bine să nu riscăm, că am avut probleme. Atunci ce facem? Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. I hate to... M-am putut să-mi uit portmoneu. Mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat. Super. Hai să dormiți. Sau mai bine nu. Mai bine pe lista să nu afli de aceasta. Ca așa... Nu o să am șanse cu ea.
E târziu deja, trebuie să plec. Mulțumesc pentru tot. Pa. Oare cine din cei patru a putut face asta cu sora mea? Intuiția îmi spune că este Cristian, dar inima că nu e el. Degeaba mi-a făcut iluzii. Melissa, de câte ori ți-am explicat că varianta de a mă aștepta de dimineață la poartă nu mai e actuală? Păi eu mereu te aștept de dimineață. Mă așteptai când eram împreună. Sunt o grămadă de băieți în școala asta. De exemplu, Robert. Ei, te-ai găsit cine? Robert e doar un prieten. Nu te mai jignit pe Robert. Auzi ce ai spus. Cred că l-a afectat. Lasă-mă! Tu cu mine în coridor, acum! Ce ai vrut? De ce te comporți așa cu mine? Eu mă comport așa cum mă comportam. Ieri a fost altfel. Ieri a fost ieri, azi este azi. Ce ai că nu înțelege? Nimic! Mergi la Melissa că te așteaptă. A, iată care e problema. Melissa e fosta mea și am rămas doar prieteni. Dar ea este de altă părere. Nu mă interesează, eu am părerea mea proprie. Ce ai vorbit? Mi-am uitat telefonul. Am mai spus, Melissa, e doar un plan. Da? Eu sper că nu te-ai îndrăgostit de ea. Nu! Cu mine așa nu o să meargă. I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheet. You gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention, maybe we should have been friends. So, you're someone I used to know. But nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. Maybe I should have known. I've been out till late, shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? And how we used to walk those empty streets at night in the
the city lights is where I saw you for the last time. Classy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. Cine a făcut-o? Vă răspunde. Eu știu că tu ești vinovatul. Te aștept la ora 6 în clasă. Eu analizez și aud, chiar dacă nu particip la conversație. Tu pe cine presupui? Aici nu a participat doar cineva. Crezi că și Cristian este implicat? De ce mă întreb dacă deja ai pus ceva la cale ca să afli? Sau nu ești sigur? Astăzi voi afla totul. Oare cine a trimis aceste bilețele? Doar cel care cunoaște ce post anul trecut. Poate e Sophie? Nu cred. E nouă și de unde ar putea să știe despre această situație? Este ora 6. Cel care va veni nu este vinovat. Iar cel care este vinovat îi va fi frică să se arate. Tu ai fost poștașul? Știam, spune, tu ești implicat în toată povestea aceasta? Nu am de gând să-ți dau explicații. Spune da sau nu? Nu. De ce ar trebui să te cred? Este alegerea ta, să mă crezi sau nu. Păi dacă ai venit, înseamnă că nu ai ce ascunde. Păi vezi, singur ai găsit răspunsul. Atunci cine poate fi? Sigur, e cineva din cei trei, dar cine? Aici eu nu știu nimic. Cine poate fi? E Sergiu! Care Sergiu? Paznicul! De data asta tot mă vei ruga să-ți dau drumul. Eu nu intenționam. Cred că ar trebui să plecăm să nu rămânem cu viața aici. Se lo relea nuestra y por ahora esto es nuestro asunto. Estamos en esto juntos. Ya no quiero más. Alo, ¿este cineva aici? No, fai, no quiero más. Așteaptă-i și eu cu șerif. No, que no está en la calle, no quiero más. Sé muy bien. Ușa este cu ea, o să trebuiască să noptem aici. Eu cu tine, noaptea în școală, nu, mulțumesc. Eu rămân aici, tu poți să mergi în clasă. Eu nu pot, dar fă ce vrei. Como si esto fuera un lujo, no le vengo con tapujos. Oricum va alerga dupe, înăuntru. El único hambre que yo quiero en este mundo es hambre por la verdad. Que algún día no llegará. Uno. Sé lo que pase, no sé dónde se nace o si se nace con dinero. Te-ai speriat? Nu văd nimic amuzant. Nici eu. Ai să stai la 5 metri de mine. Cum doriți luminozitatea dumneavoastră. Ți-am zis să stai la distanță de mine. Sau tu nu înțelegi ce este 5 metri? Dacă ne-am gândit la părerea care ți-ai făcut-o despre mine, că nu învăț și mami cu tati îmi dă doar bani,
atunci sunt prea prost ca să înțeleg ce sunt 5 metri. Amuzant, o dai pe glume? Știi, să fii bogat nu este atât de bine cum cred alții. Banii rezolvă multe, dar nu îți pot aduce copilăria, fericirea și dragostea părinților. De ce spui așa? Pentru că părinții mei toată copilăria au lucrat, au investit în afaceri și au fost mereu în deplasări, iar eu am crescut cu diferite boli. Când mergeam să cerșesc atenția lor, ei mereu îmi dădeau bani. Nu credeam că în spatele tău este un trecut așa de dureros. Știi, au iubit atât de mult munca lor că au uitat pe mine să mă iubească. Eu în copilărie mereu am visat să am multe jucării, dar părinții mei nu-și permiteau. Știi, eu mereu invidiam pe cei bogați, dar mama mereu mi-a acordat multă atenție și era alături de mine, dar asta mi-a fost puțin. Cred că înțeles că nu tot ce vedem este frumos. Noi trebuie să vorbim pe tema aceasta. Înțelegi, eu n-am făcut-o intenționat, dar am fost obligat. Obligat de cine? Și de ce? Melissa! Cum de nu mi-am dat seama de la început? Dar de ce a făcut asta? Înțelegi că bogăția părinților mei nu este legală. Adică, ce vrei să spui prin asta? Părinții mei au furat. Dar Melissa totul a știut.
Dar ea m-a șantajat. Día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será? Melissa, i-ai stricat viața surorii mele, înțelegi? Și voi nu vă uitați așa la mine! După cazul acela, sora mea n-a mai spus niciun cuvânt, nu mai vorbește! Voi toți purtați vina, mai ales tu, Melissa! Asta e lo lindo, tu eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme. Sofía, iartă-mi, să înțelegi că am crescut fără mamă și viața m-a învățat să fiu dură. Și ceea ce îmi doresc mereu primesc, prin orice metode. Bine, Melissa, te iert, dar să rămână ca o lecție pentru tine. Cred că e momentul potrivit să-i spun tot ce simt. Sofie, vrei să fii iubita mea? Iubita ta? Dar cu planul acela, cum rămâne? Sofie, să-ți spun sincer, nu am crezut vreodată că o să mă îndrăgostesc de tine. Dar când te-am văzut prima dată, am simțit o scânteie. Nu știu, că prea mulți oameni m-au trădat. Și nu vreau să o faci și tu. Toda mis noches humedas, ora que me va a dar los besos con... Sofie, Sofie, stai! Sofie! Lo verás, tu... It doesn't even make sense why I think about you.